a Direcției Naționale Anticorupție. Ce înseamnă sentința de astăzi? Noi nu putem judeca importanța sentinței decât dacă o reducem numai la Sebastian Ghiță. Întâmplător cunosc ceva din dosar, deoarece, și aici regret că nu am scris, am avut dosarul domnului Tutoțe. Deci acolo a fost una dintre cele mai mari, și o spun cu toată responsabilitatea, ticăloșii din partea DNA. Au vrut să creeze așa imaginea unei mari conspirații la Ploiești, condusă în care Sebastian Ghiță era mafiotul și toți ceilalți, procurori, șefi, șef de poliție, de cum ar veni suprastructul, instituții, anumite instituții din Ploiești erau la dispoziția lui. Deci de aia este foarte importantă această sentință. Era un dosar construit în stilul DNA, adică vezi, Doamne, avem acolo la Ploiești un oraș sub stăpânirea unui anumit Ghiță și toți ceilalți îi dau informații, îl ajută ca să fie el mafiot. Faptul că toți au fost achitați în primă instanță, nici nu mă interesează apelul, de în primă instanță, arată încă o dată caracterul nociv al acestor dosare, care erau dosare din acestea de gen... ați înțeles, menite să arate corupția în România, orașe întregi sunt stăpânirea mafiotilor. Iată că acest dosar s-a desumflat în instanță, domnul președinte a refuzat revocarea, mai țineți minte, nu să știți bine, pe motive de oportunitate politică, nu-i așa? Da. A zis că, păi ce vreme mare oportunitate politică acum de a o revoca? Pentru că dacă acest dosar arată că și din punct de vedere politic, doamna Chioveși trebuie să se ducă la plimbare, pentru că iată un dosar pe care a pariat unitatea de elită, un nume sonor precum Ghiță, fugit, autor de interviuri, iată că a fost achitat. Adică mai multă oportunitate politică de a o debarca nu cred că mai există. Acum, dacă domnul, da, Iohannis va înțelege această motivare sau dacă o va supune unei dezbateri publice, luând în considerare că asta face asta cu deciziile bună, nu, nu. Deci eu cred în felul următor. Totuși, potrivit raționamentului unic în istoria omenirii, de când omenirea a ajuns, s-a ridicat de la pitecantropi, e în felul următor. Acum, noi ar trebui să discutăm, să așteptăm motivarea, să o citim și apoi să o supunem unui referendum, că asta este concepția dânsului. Orice sentință trebuie urmată de motivare, iar motivarea trebuie să o dezbatem prin referendum. Sunteți de acord cu asta? Deci, așadar, există această posibilitate ca pentru președinte să nu însemne foarte mult această decizie în alte curs. Să o citească.